Bună ziua, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți Deschise pentru Minți Deschise în cadrul campaniei Învățăturile Maestrilor Spirituali. Astăzi venim cu o recomandare de carte, Cristalul și Calea Luminii, Sutra, Tantra și Tsokchen de Namkai Norbu, o carte publicată în colecția Himalaya și de asemenea carte care face parte din campania online a editurii Herald, învățăturile maestrilor spirituali, calea maestrului spiritual. Astăzi este alături de noi Alexandru Anton, membru al comunității Zogcena, al comunității Merigarest și vorbim despre ceea ce înseamnă cum putem noi defini un maestru spiritual. Bineînțeles, făcând referire la personalitatea lui Namkai Norbu, să amintim că pe lângă Cristalul și care Luminii, în portofoliul editurii Herald, a mai fost publicată o carte de Namkai Norbu. Este vorba despre yoga visului, despre care am discutat cu, în altă ocazie cu Alexandru Anton. Ce este un maestru spiritual? Cum îl putem defini? Și cum ne ghidează Pentru că până la urmă Chiar dacă este un cuvânt să spunem De care mulți poate se feresc Li se pare prea pretențios maestru spiritual Putem spune despre un, un maestru spiritual Că este un ghid O călăuză Un îndrumător spiritual Și cum ne ajută el în momentul în care Noi ne simțim pregătiți De altfel se și spune că maestrul spiritual apare atunci când discipolul, când ucenicul este pregătit. Nu discipolul își caută maestru, ci procesul este exact invers. Maestru își caută discipolul. Salutare, Sorine, mulțumesc pentru invitație și salut tuturor care ne urmăresc în această campanie plină de cărți și în vervă de la editura Herald. Da, un maestru spiritual, acum vorbind în contextul lui Chogia al Norbu, care ne-a părăsit din planul ăsta palpabil acum doi ani fără o zi. Mâine este aniversarea de doi ani. Ce este un maestru spiritual? Da, este un, este un ghid, nu? Dar mai mult de atât, mi se pare relevantă a doua parte a întrebării. Cum, cum se definește sau, sau mai degrabă cum apare, cum se manifestă? De exemplu, Nam Norbu era profesor de uh, mongolă și tibetană la Institutul de Orientalistică din Napoli și venind diversi traducători pe la el să se sfătuiască în privința unor termeni, a reușit în mai multe rânduri că el practica, practicase și practica tehnicile pe care încercau să le înțeleagă pentru a le traduce. Și așa, încet, încet, au început să îi pună mai multe întrebări, să îi ceară învățături. Și el nu a planificat de la bun început să fie el maestru sau să haideți să vă învăț sau chestii de astea. El, el era un practicant și își vedea de practica lui. Bine, în condițiile în care fusese de mic recunoscut ca reîncarnare a unui mare maestru de dinainte, Adzon Drucpa. Dar da. Și după aia, încet, încet, uh, au început să se strângă mai mulți oameni în jurul lui, din uh, vorbă în vorbă, din uh, auzite. A fost invitat în mai multe țări. Uh, cum, ne, cum ne ghidează? Da, aici chiar mă gândeam uh, ieri că urmăream uh, uh, aceste interviuri pe care le-ai. Făcut, Sărine. Și mă gândeam că, în primul rând, la cum ne raportăm la părinții noștri. Pentru că unii dintre noi, tineri sau nu neapărat, ne gândim, a, lasă-i mă, aia, părinții ăștia sunt din altă epocă, nici nu știu să trimit un mesaj pe WhatsApp. Sunt perimați, știi? Adică, în cuvânt dur, dar zic în sensul ăsta, ce să învăț eu de la ei? Știi? Și, nu ne gândim că au fost experiențe, nu? Dure, comunism sau când se temeau pentru viața lor sau chestii de astea. Acum, noi ne uităm la filme ca să avem așa licăriri de experiențe de astea, când, bă, ce periculos e, nu? De exemplu, și avem tot timpul de învățat de la cei care au fost înaintea noastră și care au avut anumite experiențe. Și, și, de, aici, de aici vine și felul în care ne raportăm la un maestru, nu? pentru că o parte dintre oameni pur și simplu nu acceptă ideea unui ghid. Nu? Ei au totul înăuntru lor, uh, uh, au, cum să zic, deja mare rezistență la autoritate, dar un maestru nu e neapărat. nu-ți spune neapărat ce să faci, că ar fi simplu și faci și după aia. <laughs> Execuți și după aia ce? Un maestru uh, autentic, cum era și Kainorvu, Norbu, uh, te îndreaptă spre sursa ta de înțelepciune din interior, spre maestrul tău interior. Nu te, nu te menține într-o poziție de copil în care, în care noi să alergăm în continuare după maestru și fără maestru să ne simțim neputincioși. Uh, dar nu și... e ușor. Ce mi se pare interesant este că această perspectivă pe care o prezint tu acum, am mai auzit-o, ceea ce mă face să cred că într-adevăr există un sâmbure de adevăr. În faptul că discutam cu o dragă prietenă Andreea Ionescu despre un alt maestru spiritual, Dalai Lama, și despre o carte apărută recent în seria de autor Dalai Lama în portofoliul editurii Herald este vorba despre potențialul uman, cultivarea răbdării, a toleranței, a iubirii, a înțelepciunii. Putem să ne gândim că un maestru spiritual nu ne învață practic, ci doar ne ajută să descoperim acel potențial uman care există, potențialul interior care există în noi și de care noi nu suntem practic conștienți? Da, putem să, putem să spunem și, în primul rând, un maestru face asta prin calitățile pe care el sau ea le, le manifestă în mod spontan. De exemplu, țin minte cum eram în Tenerife, în Zamlingar, la centrul global al comunității Dzogcheni. Și vedeam casa lui Norbu, unde stătea acolo cu cu soția lui și vedeam cum se stingeau luminile pe la 12 noapte așa. Și după aia pentru că aveam în perioada aia ceva de făcut de pază și după aia când eram tras pe la 4-5, vedeam cum se aprind luminile pe la 4 4 4 și ceva. Și asta o știam cu toții. Deci, în contextul în care știam că, că maestrul Cărimpoce el știam ce face, adică făcea mărgele cu mâna lui din diverse pietre semiprețioase și așa ornamente zeci sute și le oferea, se făceau licitații, cine oferea cel mai mult ca să susțină proiectele. Și el făcea asta în timpul ăsta, nu? Ori seara târziu, ori ziua, ori dimineața de vreme, plus toate celelalte chestii. Cum ar fi supervizarea de traduceri sau proiecte sau consultarea cu nu știu ce arhitect pentru, nu știu ce, pentru sală de meditație și tot așa. Toate astea treceau pe acolo, pe la el și el depunea timp și energie pentru toate acestea. Și după aia, noi, observându-ne pe noi, zic, băi, eu ce-am făcut azi? <laughs> băi, am băut o bere cu Sorin de la Herald, m-am întâlnit cu, cu Vlad Nicodim, m-am mai povestit și cu Vlad, am mers cu bicicletă, am o plimbare prin parc și, uite, s-a dus ziua. <laughs> Dar dar în primul rând, un maestru ne reflectă limitările. Și pentru că el nu are de unde să știe, și nici nu își asumă că el, el, el știe cum ești tu cu adevărat, care este sorin autenticul dincolo de orice condiționare, nu știe și nu are nevoie să știe. Dar el simte când sorin Lucaș merge la el simte, a, uite, Sorin, ce serios este, ce faci, mă, Sorin, și te ia cu o glumă din aia, știi, și atunci îți dai seama cum îți pică instantaneu uh, uh, persoana aia, nu, de oficial și mă duc la maestru să vorbesc cu el și așa și vezi cum, uh, cum e ceva foarte normal și îți dai seama, uite, domne că se poate și ai, ai clar experiența asta care poate părea așa banală pentru mulți, dar... Uh, când te întâlnești cu un Maestru, totul devine totul e destul de intens. Că e un om care nu, nu se închisește de nimic, și el e acolo, spontan, poți să te aștepți la orice din partea lui. Adică poți să mergi serios. Putem spune da. că Maestru Spiritual, prin atitudine, prin comportament, prin activitățile pe care le desfășoară, prin, hai să spunem, Implicare în comunitatea spirituală pe care o conduce. El poate fi, să spunem, un model, iar noi, observându-i aceste aptitudini, aceste calități, să le luăm drept exemplu doar prin ceea ce face el, fără să ne transmită neapărat o învățătură. E mai greu aici. Adică putem teoretic și este cumva. O să luăm metodă, ca model de viață. Da, dar e mai greu aici, pentru că fără o practică putem, cred, putem cred avea licăriri și întrezăriri. Dar practica mai spirituală este foarte importantă. Da, fără practică riscăm să observăm. Cu, cu mintea noastră ce se întâmplă, să judecăm, să zicem băi, azi mi-a plăcut de el, azi nu mi-a plăcut de el, azi a fost prea serios pentru gustul meu, știi? Adică putem să interpretăm, să judecăm și fără o practică prin care lucrăm cu mintea noastră și ne observăm pattern și reacțiile emoționale și așa mai departe, nu ne dăm seama că, că totul, tot ce percepem, chiar și la un maestru care e la 2 metri de noi, îl introducem în jocul ăsta mental, ca un... ca o ruletă, nu? Și vedem ce iese acolo și, și nu ne dăm seama că suntem victime cumva ale acestui mecanism și uneori ne place, nu ne place. Adică... De obicei, tendința noastră e să proiectăm, nu? Proiectăm foarte mult pe un maestru, mai ales dacă îl investim în prima fază, nu? E mai mult decât ca pe o mamă sau un tată sau un profesor sau uh, când cineva merge cu căutarea aia pornit așa uh, spre un maestru, e ca și un Dumnezeu, să zicem, nu? Ceva de genul sau ca în alte culturi, ca să fie mai uh, ușor de pentru chiparea, cum e Dalai Lama, pentru chiparea al compasiunii, nu? Avalo este Și, și mergi nu numai către om care manifestă, pentru că în budismul tibetan, mai ales da, în tantra, mai important decât Buddha. Pentru că Buddha... Nu avem acces la el. Buddha e un personaj într-o carte, dar dacă n-ar fi maestru și linia de maestri prin care învățăturile lui Buddha ajung să fie în continuare păstrate și transmise și vii, Buddha ar fi ca, nu știu, Mircea cel Bătrân, un personaj acolo. Da. Ah. Și atunci, da. Vreau să te mai întreb. Se spune că orice maestru a fost la rândul său ucenic, discipol, că bineînțeles nu se poate, nu se poate altfel. Cât de important este ca un maestru să aibă discipoli, să aibă ucenici, chiar dacă să spunem că el nu își dorește acest lucru? Probabil că sunt unii maestri spirituali mai uh, axați pe zona aceasta, să spunem, intelectuală, și mă gândesc că își doresc să formeze o școală, școala din care ei provin ca ucenici, ca, ca discipoli, să-și formeze o școală, să-și formeze discipoli, dar sunt și uh, maestrii spirituali care nu și-au propus neapărat să aibă, uh, poate că e un cuvânt, uh, nu știu dacă e cel mai nimerit, uh, prozeliți. Dar, da, mă feresc de, de cuvântul ăsta, dar pur și simplu discipoli. E important acest lucru, faptul că, chiar dacă eu nu mă autointitulez un guru, un lama sau un maestru spiritual, eu, totuși, prin învățăturile mele, poate, uite, prin cărțile mele, prin, prin tot ceea ce eu transmit în cadrul comunității pe care eu am creat-o, totuși, ca maestru spiritual, da? să am uh, deschiderea asta de a primi noi uh, uh, învățăcei, de a primi noi uh, discipoli, noi ucenici. Da, aici ține de motivație, nu, de exemplu, uh, Nam Norbu a fost printre primii, dacă nu primul maestru docen, care a dat uh, care a transmis aceste, aceste, învățături în mod liber, oricui le dorea. Înainte, în mod tradițional, e, era un, o întreagă serie de preliminari, nu 100.000 de mii de mantre cu Vajrasadva, 100.000 de mii de prostrări sau prostrații, cum se spune, 100.000 de, de așa. Și după aia, ca să ținea ceva, timp câteva luni bune, ca să verifici motivația, ca să... Dar acum, în timpurile noastre, Mm, oricine simțea un interes și așa vrea să vrea să cunoască, mergea la o retragere uh, deschisă publicului, nu? Și avea acces la aceste învățături care înainte erau super secrete. Uh, acum depinde, vreau să mai zic adineaori că uh, în uh, literatura de specialitate tibetană sunt volume întregi despre cum să verifici un maestru, dacă e autentic. Uh, uh, până la urmă, care sunt semnele, care sunt manifestările exterioare ale unui maestru autentic. Și până la urmă, se spune că totuși marca unui maestru autentic este că el are bodicita, nu? El are compasiune infinită pentru, toți care vin către el și nu lucrează în interes personal. Asta, asta ar fi dacă prin celelalte nu poți să stabilești. Asta ar trebui să se vadă destul de, destul de clar, destul de simplu. Pentru că trăim în epoca asta în care avem la îndemână tot felul de tehnici și. Am, sunt mulți oameni carismatici care visează să aibă o școală în jurul lor, să se simte bine când, de fapt, ei nici nu și-au rezolvat tramele din copilărie sau nu. Mm. Mm. Și atunci, și atunci și la fel, sunt, sunt și modalități de verificare ale, verificarea discipolilor, dar acum nu prea mai e timp așa, pentru că suntem mulți. Mm, în vest interesați, nu mai e legătura aia așa cum era la în începutul comunității blockchain, de exemplu, destul de personală între student și maestru. Și aș mai adăuga totuși că în tantra, în Zoccen, legătura cu maestru este esențială. Tehnica este jumate, poate. Legătura care nu e mentală sau e dincolo de Dincolo de ce ne imaginăm noi că e o relație cu cineva, o legătură cu cineva. Se creează niște legături acolo în plan subtil, cu maestrul, cu, cu întreaga linie de maestri. Este o, are loc un fel de deschidere către un canal de binecuvântări și pentru cine l-a experimentat are sens perfect, pentru cine nu pare, poate părea o prostie, o chestie superstițioasă. Și Legătura asta dă nu e, dincolo de pentru cine e deschis la această perspectivă, dincolo de acest corp fizic. E ca un fel de angajament până la iluminare, până la eliberarea de toate condiționările astea. Noi o să ne întâlnim și cu ceilalți colegi, și cu maestrul și atunci e o responsabilitate cu cine te înhami la drum. <laughs> Și inclusiv există aspectul ăsta, că atunci când un maestru se îmbolnăvește, e probabil de cel mai multe ori un conflict în comunitate, știi? Deci legătura e foarte, foarte puternică. Și e bine să ne să verificăm, să mai povestim și cu alții, că așa sunt mulți maestri și putem să ne trezim că din prea mult entuziasm ne-am dus unde nu-i potrivit și după aia e mai greu de... E mai greu cu, știi, cum ești cu părinții după aia, când nu i-am ales eu, dar acum mai alegem noi. Că zicem, nu i-am ales eu și acum ce să fac și asta e. Și avem în continuare probleme cu ei. Da. Probabil că mă gândesc că discipolii, sau, mă rog, hai să spunem, aspirantul, îmi place mai, mai momentul în care deja ajungi în faza de discipol, de ucenic. Mă gândesc că, într-adevăr, ai niște repere, știi exact ce vrei, știi care este calea, știi care este drumul pe care îl urmezi. În cazul, să spunem. Al aspirantului, probabil că mulți, uh, uh, mulți se și cer pe parcurs. Pentru că vin uh, oameni care, să spunem, că, vin din curiozitate. Domnule, cu ce se mănâncă asta? Uite, aș vrea să știu ce este tantra, să aprofundez un pic mai mult, dar parcă m-ar interesa și budismul tantric tibetan, dar parcă m-ar interesa și eu mai știu ce parte din hinduism sau și vaismul din Kashmir, sau, da? E, în momentul ăla, pe parcurs, îți dai seama, de fapt, și cred că este un criteriu foarte important de, de cernere, de selecție, uh, și perseverența. Perseverența ucenicului, perseverența discipolului. Cât de cât de consecvent și de perseverent este el în a asimila învățăturile primite de la maestru și cât este o banală curiozitate, ai vreau să aflu, dacă la un moment dat mă plictisesc, mă retrag și încerc altceva. Da, da. E... Ce pot să mai adaug la ce ai spus tu decât da. <gântuși> Totuși e destul de greu să să, să fi mers la o retragere cu Namca care ținea de la un weekend până la o săptămână, să zicem, sau mai mult uneori, și să să zici după aia că, mă, nu știu, nu prea am înțeles, nu știu, nu sunt de acord cu totalitate, parcă e mai... Inter... Adică, așa cum zicea, zice și Dalai Lama, nu, budismul e interpretat ca pe o religie, nu? De uneori, dar de fapt, dincolo de aspectul ritualic, care rezonează foarte puternic în noi, este o știință a minții. Deci, și acum, mai ales în Dzogchen, unde există în comunitate aceste practici ritualice care sunt din, din tantra mai mult, dar Dzogchen e să să fii tu așa cum ești, nu? Moment de moment, dincolo de orice condiționare. Dar cum faci asta din start, așa? Și vezi că perspectiva asta nu ne condiționează în niciun fel. Adică putem să aplicăm tehnici, putem să mergem la psioterapeut, putem să facem yoga, putem să ne apucăm de tras cu arcul. Putem să facem orice care, consider, care simțim noi că ne ajută să ne debarasăm de niște bagaje de mentale sau traume sau frici sau ezitări. Ca să ajungem, apropo de cuvântul aspirant, ca să ajungem în locul care deja există în noi, dar în care nu putem să aterizăm, pentru că apar toate aceste presăriri și frici și care ne trag înapoi. Mai... Da. Care ne... Da. Ne și împiedică, da. De fapt, aceste, exact cum spuneai tu, aceste pattern aceste tipare relaționale, comportamentale, fricile, emoțiile negative, traumele din copilărie, toate astea cumva ne împiedică pe noi să ne uh, găsim calea sau să ne redescoperim potențialul nostru interior, potențialul nostru uh, uman. Și probabil că ăsta este... Rolul Maestrului Spiritual, să reușim alături de el să dăm la o parte aceste credințe limitative și să, să, să mergem în continuare pe, pe cale. Dragi noștri, da, te, rog, un te rog, rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Mă uitam acum la tine și mi-am amintit că. Se și spune, un maestru spiritual nu e doar cineva care are renume și sute de discipoli. Exact. Este oricine care uh, te ajută și îți apasă butoanele, chiar și un dușman, chiar și... Uh, adică de oricine, oricine de la cine poți învăța o lecție de viață. Și nu în mod plăcut neapărat. Nu neapărat în mod plăcut, exact. Da. Da. pentru că poți învăța, da, anumite lucruri, cum spuneai tu, și dintr-o relație și de la un părinte care poate a fost abuziv și multe multe lucruri le poți învăța de-a lungul vieții. Exact cum spuneai tu și îmi place foarte mult că ai punctat acest lucru. Nu neapărat de la cineva care ți este prieten sau tot timpul îți este aproape și care cumva te păstrează pe tine acolo puțin în zona aia de confort da, în zona de comoditate. Dar uite că un lucru care te poate zdruncina ființial, te poate zdruncina din temelii pe parcursul vieții, acea experiență, chiar o experiență de viață neplăcută, poate fi un maestru spiritual. Dragii noștri, am vorbit alături de Alexandru Anton, membru al comunității Dogen Merigarest, despre calea maestrului spiritual, învățăturile Maestrului spiritual, campania de pe site-ul editurii Herald. V-am recomandat și cartea Cristalul și calea luminii Sutra, Tantra și Dzogchen de Namkai Norbu, carte publicată în colecția Himalaya. Nu uitați foarte multe cărți despre maestrii spirituali le găsiți pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei învățăturile maestrilor spirituali. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți Deschise pentru minți deschise în cadrul acestei campanii. Până atunci, aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!